Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta voi, Capricorni, sau care aveți ascendent sau lună în zodia Capricorn, din toate punctele de vedere, în perioada 16-31 octombrie 2022. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată în care puteți afla mult mai multe detalii și informații în legătură cu situația care vă interesează, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui videoclip, iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia pentru prima săptămână din acest interval. Și aici avem un rege de spade. Voi veți soluționa foarte multe probleme legale, acte, documente, facturi, tot ce înseamnă scris, tot ce înseamnă persoană fizică, juridică, pardon, persoană de stat. Și avem și un trei de monede. Voi vă străduiți foarte mult, poate renovați ceva sau poate faceți mai multe drumuri în perioada aceasta. Văd și un grup de oameni, căutați variante și soluții la anumite probleme, dar să știți că apare și rezolvarea. Un câștig financiar apare, deci deblocați o anumită situație prin conversațiile acestea pe care le veți avea în perioada următoare și prin oamenii pe care îi veți întâlni. Pentru că aici unii dintre voi într-adevăr aveți un blocaj, dar aveți un prieten care vă ajută să depășiți un obstacol. Poate aveți nevoie de un răspuns, nu puteți ajunge la persoana respectivă care ar putea să vă dea un răspuns, dar printr-o cunoștință, printr-o persoană dragă, printr-un prieten foarte apropiat, depinde de la caz la caz, voi puteți primi acel răspuns. Pentru că aici mi-apare și o situație anulată sau o situație amânată sau situații care vă țin foarte mult pe loc. De aceea comunicarea, întâlnirile și planificarea este foarte importantă. Dar voi veți face față pentru că mergeți într-un grup de oameni, exact cum v-am spus, și deblocați o situație. Puteți avea de-a face și cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și cu semne de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În a doua săptămână vă văd foarte fericiți. Aveți o împlinire sufletească, dar și o împlinire financiară. Aici văd foarte multă stabilitate, siguranță. Ajungeți într-un punct în care de foarte mult timp așteptați să ajungeți, pentru că ați întâmpinat foarte multe probleme. Aici poate fi vorba și de o rivalitate sau răutatea unei persoane. Dar depășiți momentul, pentru că văd un noroc. Un noroc în a rezolva o problemă, în a învinge o situație negativă sau în a înlătura o persoană care parcă vă urmărește la orice pas, care încearcă să vă creeze foarte multe probleme sau neplăceri. Se vede un succes asupra problemelor, rezolvați și o problemă în dragoste, vă împăcați cu cineva, norocul vă surâde și aveți un noroc foarte mare. În dragoste aflați un secret, ceva ce vă macină de foarte mult timp, aflați abia acum. Doar că vedeți voi, situația aceasta vă pune foarte mult pe gânduri, pentru că dați timpul înapoi și încercați să analizați sau să vedeți de ce vi s-a ascuns lucrul acesta, de ce s-au întâmplat lucrurile așa. Aflați de ce s-a distanțat o persoană, de ce nu v-a mai contactat. Pe de altă parte, aflați și anumite noutăți unii dintre voi. Da, apar situații spontane, cred că cineva se dă de gol în legătură cu ce simte pentru voi sau de ce s-a răcit, exact cum v-am spus, sau de ce nu v-a căutat sau de ce s-a schimbat foarte mult în ultimul timp. Foarte multe conversații, da, și noi începuturi. Începeți lucruri noi, reluați o legătură, rezolvați o problemă, dar aici poate fi vorba și de o relație ascunsă, pentru că apare foarte multă emoție. Dacă vă doriți foarte mult să fiți cu cineva și acea persoană este implicată într-o relație sau voi sunteți implicați într-o relație, dar vă atrage foarte mult altcineva, aveți ocazie în perioada următoare să vorbiți sau să începeți să vorbiți sau să începeți să legați ceva. Pentru că văd și întâlniri la unii dintre voi. Pe de altă parte, văd și o dorință foarte mare de a fi cu o persoană mai imposibilă, mai greu de cucerit, poate, sau o persoană care nu se lasă dusă de val. Apar relații secrete, Aflați mai multe noutăți, dar încep și povești noi sau rezolvarea unor povești mai vechi. Pe planul profesional avem un 7 de monede. Ați muncit foarte mult la un proiect, la un loc de muncă și acum așteptați o recompensă sau așteptați să se schimbe ceva și apar noutăți din punctul acesta de vedere. Puteți începe în sfârșit un proiect, puteți da drumul la treabă sau după o lungă așteptare puteți începe un job. Da, dacă nu ați avut un loc de muncă sau aici apar schimbări, de exemplu, vreți să vă schimbați locul de muncă, ați depus CV-uri peste la multe locuri și în sfârșit în perioada aceasta primiți un răspuns. Pentru că aici vorbim de răbdare și faptul că munca voastră pe care ați depus-o în ultimul timp, indiferent că ați muncit foarte mult sau ați făcut foarte multe drumuri pentru a vă găsi un job bun sau v-ați străduit foarte mult să deschideți o afacere sau să porniți un proiect, oricare ar fi, munca voastră va da roade. Da? Pentru că acum e o perioadă în care voi veți culege ceea ce ați semănat. Dacă v-ați dedicat foarte mult unui job sau cariere, în perioada următoare, da, veți simți din plin avantajele acestor lucruri. Și da, apar noi începuturi, vă găsiți un loc de muncă, schimbați un loc de muncă, exact ce v-am spus mai devreme, lucru care vă bucură foarte mult și o să vă aducă bunăstare pe termen foarte, foarte lung. Financiar avem regele de cupe. Ori vă bazați pe ajutorul cuiva, o persoană pentru care ați muncit foarte mult. E o persoană zgârcită aici, cred că cineva vă datorează bani sau ați muncit foarte mult pentru o anumită persoană și acum așteptați recompensele, așteptați să vi se dea banii cuveniți. Văd foarte multă oboseală, poate vă bazați pe persoana iubită să vă sprijine financiar, să dea și el sau ea bani în casă și nu se întâmplă și voi vă dați peste cap și simțiți o povară, o greutate, simțiți că nu mai faceți față și aveți nevoie de ajutor. Și vine ajutorul din străinătate. Vine în partea unei persoane pentru că voi, exact cum v-am spus și pe partea profesională, vă dedicați foarte mult și apar recompensele, apar sporurile, apar acele venituri de care aveți nevoie sau care vi se cuvin, recuperați niște bani. Dar vă vin niște bani din străinătate, să știți, sau de la o persoană de la drum lung, sau vindeți o mașină, cumpărați o mașină, poate vă străduiți să strângeți bani să cumpărați o mașină și veți reuși. Iar în alte situații vindeți un bun, un teren, o casă, o mașină, și veți primi niște bani pe treaba asta. Vă vine o persoană foarte bună, de exemplu dacă aveți ceva de vânzare, da, vine cineva, va încerca să negocieze într-adevăr, dar până la urmă ajungeți la un numitor comun și acceptați acea ofertă, și vă intră niște bani. Pe sănătate avem lumea, ori vă îngrijorează o persoană din străinătate, ori trebuie să acordați mai multă atenție drumurilor pe care le faceți, pentru că aici apar situații spontane, neprevăzute și care vă pot crea disconfort, nu neapărat o problemă de sănătate. Dacă unii dintre voi ați trecut printr-o intervenție chirurgicală, parcă aveți nevoie de mai multă recuperare sau poate reveni o durere în zona respectivă unde ați fost operați. Pe de altă parte, vorbim și de dureri dentare sau de o situație cum să vă zic eu, care v-a supărat cu ceva timp. De exemplu, ați avut niște palpitații la inimă cu ceva timp, nu le-ați acordat atenție, acestea pot reveni. Apar lucruri și atenție la obiectele ascuțite și la drumurile pe care le faceți, asta e clar. Sfatul și surpriza. Ca și sfat aveam 4 de monede. Nu renunțați la principiile voastre, la tot ceea ce ați clădit, pentru că dacă ați renunța la ceva în momentul actual, ar crea o neliniște, e frica voastră de a merge mai departe. Deci modul în care gândiți vă ajută pe voi să depășiți o suferință, să depășiți o neliniște sufletească. E o rană deschisă, vă este teamă de anumite lucruri, de schimbare în primul rând cred că vă este teamă. Nu faceți niciun pas până nu aveți toate detaliile și informațiile necesare care să vă ajute să ieșiți din zona aceasta. Ca și surpriză, o anumită persoană care va crea foarte multă suferință iese din zona de confort sau renunță la încăpățânare și la fixație și vine către voi. Vă spune ceva care o să vă bucure foarte tare și apare chiar și o întâlnire. Pe de altă parte, aceia dintre voi care țineți cu dinții de o sumă de bani pe care îi aveți acolo, vă obosește pentru că apare o problemă și automat va trebui să luați din banii aceia sau trebuie să schimbați ceva în modul în care abordați anumite situații, conversații pentru a avea succes. Pentru că văd o rană care nu este vindecată și creează o rană mult mai adâncă. Poate trebuie să ieșiți dintr-o zonă, dintr-o bulă. Pentru că văd secrete care vor ieși la iveală și o să vă bucure foarte tare. Se schimbă ceva pozitiv în viața voastră. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!